masa Domnului. E o dovadă de mare bunăvoință din partea Domnului faptul că în dimineața aceasta Domnul încă o dată a întins masa Lui pentru copiii Lui din locul acesta și îl slăvim pe Domnul pentru asta. Aș vrea să vă spun că lucrarea aceasta nu este o lucrare simplă. Nu este o lucrare pe lângă care să trecem ca și pe lângă multe altele. Este o lucrare extraordinară care ne aduce aminte cât de mult ne-a iubit pe noi Dumnezeu. Ce mare preț a fost gata El să plătească pentru ca mie și ție să ne poată dărui o stare după voia Lui și apoi să ne primească în slavă în împărăția Lui. Binecuvântat să fii Domnul! Amin. Am spus mereu de-a lungul anilor că, în vederea acestei lucrări, noi avem datoria și responsabilitatea să ne pregătim. Eu știu că pe unii teologi, pe unii predicatori, cu vederi mai liberale, cuvântul pregătire îi deranjează. Ca și cum, dacă eu v-aș spune și v-aș îndemna să vă pregătiți, prin asta aș anula ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi și aș pune accentul pe ceea ce trebuie să facem noi. Niciodată n-a fost în intenția mea gândul acesta. Preocuparea mea a fost întotdeauna să vă reamintesc ce a făcut Dumnezeu pentru noi și ce așteaptă Dumnezeu de la noi să facem. Și drept este că acest cuvânt, pregătire, nu apare în vreo epistolă și nici în Evanghelie. Însă, Apostolul Pavel, că a auzit de Duhul lui Dumnezeu, a vorbit despre lucrul acesta, chiar dacă nu l-a numit pregătire. El a spus într-una din epistolele sale, în 1 Corinteni, capitolul 5, măturați aluatul cel vechi. Asta este datoria mea și datoria ta. Este responsabilitatea noastră și Dumnezeu se așteaptă ca noi să facem asta. În Vechiul Testament, vă reamintesc, când a instituit sărbătoarea pascală, Dumnezeu a vorbit despre o săptămână în care trebuia evreul să facă ceva. Era ceva ce trebuia avut în vedere în fiecare zi din săptămâna aceea. Și știți ce? Să îndepărteze cu desăvârșire aluatul din casele lor. Evreul trebuia să îndepărteze aluatul din casa lui. N-avea nimic Dumnezeu cu acel compus care era folosit la facerea pâinii. Dar acel lucru, numit aluat, a definit întotdeauna sau a simbolizat întotdeauna păcatul. Și Dumnezeu a vrut să-și învețe poporul încă de atunci ca la sărbătoarea pascală păcatul să fie scos cu desăvârșire din casele lor și implicit din viețile lor. Aș vrea să ne rugăm că de aceea v-am spus toate aceste lucruri. Sunt convins că săptămâna care a trecut ați fost mai atenți decât de obicei cu vorbirea dumneavoastră, cu atitudinile, cu faptele, cu modul de viață. Dar sunt de asemenea convins că ați avut lupte, parcă mai intense decât în săptămânile celelalte pe care noi le numim obișnuite. Și am spus mereu, trebuie ca peste toată pregătirea noastră să pună și Dumnezeu ajutorul Lui, să desăvârșească El pregătirea noastră. Numai de acasă până la adunare, dacă ai venit, și s-a putut întâmpla să staie cineva calea, s-a putut întâmpla să, mai știu eu, ceva, să-ți aduci aminte de ceva și să te tulbure gândurile. De oameni le putem ascunde, dar de Dumnezeu nu. Cel mai intim gând este cunoscut înaintea lui Dumnezeu. Aș vrea să ne rugăm ca Dumnezeu să desăvârșească pregătirea noastră. Eu nu știu care sunt problemele din viața dumneavoastră. Eu le știu pe acelea pe care le am eu. Și poate nici pe acelea nu le știu pe toate. Aș vrea să rugăm pe Dumnezeu în chip desăvârșit să ne curățească în dimineața aceasta încă o dată prin sângele sfânt pe care Iisus, din dragoste pentru noi, l-a vărsat la cruce. Vă chem să facem lucrul acesta plecați pe genunchi.